Bună ziua la toți și suntem la răspunsul provocării de săptămâna aceasta, care suna în felul următor. Din curtea unui bloc au ieșit două autoturisme, unul albastru, altul violet, au virat la dreapta, însă cel albastru a continuat deplasarea la semnalul roșu, iar cel violet s-a oprit, a așteptat semnalul verde, după care a continuat deplasarea. Care din ei au efectuat regulamentar această manevră? În primul rând, autoturismele au ieșit de pe teritoriul adiacent și totodată au și indicatorul cedează trecerea. Virând la dreapta, au întâlnit semaforul roșu, care interzice deplasarea. Respectiv, autoturismul albastru era obligat să oprească și să aștepte semnalul verde. Deci răspunsul la provocarea de săptămâna aceasta este inima de culoare violetă. Succes tuturor!